Vom rezolva în cele ce urmează următoarea problemă de geometrie care aduce în discuție patrulaterele inscriptibile. În imaginea de mai jos, pe laturile BC și AC ale triunghiului ABC, avem punctele A1 și A2 și respectiv B1, B2, astfel încât unghiul A1, AB este congruent cu unghiul B1, BC și unghiul A2, AB este congruent cu unghiul B2, BC. Punctele de intersecție, iată, sunt D1 și D2. D1 este intersecția dintre B, B1 și A, A1, iar D2 intersecția dintre B, B2 și A, A2. Și ceea ce ni se cere este să arătăm că punctele A, B, D1 și D2 sunt puncte conciclice. După cum știm, spunem despre patru puncte că sunt conciclice dacă aparțin aceluiași cerc. Iar noi vom încerca să arătăm că aceste patru puncte sunt conciclice, arătând că ele sunt vârfurile unui patrulater inscriptibil, și anume a patrulaterului ABD1D2. Vom discuta înainte cum vom demonstra faptul că acest patrulater este inscriptibil și apoi vom trece la partea de redactare. În primul și în primul rând, o să notăm măsura unghiului A1AB cu alfa, la fel ca și măsura unghiului B1BC și măsura unghiului A2AB o vom nota cu beta și știm că este egală cu măsura unghiului B2BC. Ne uităm pentru început în triunghiul AD1B. În triunghiul AD1B, măsura unghiului D1AB este alfa, iar măsura unghiului D1BA este măsura unghiului B minus măsura unghiului alfa, pe care o vom nota B minus alfa. Atunci, măsura unghiului AD1B va fi 180 de grade minus suma măsurilor celor două unghiuri. Suma măsurilor lor este B minus alfa plus alfa, adică B, ceea ce înseamnă că măsura unghiului AD1B este egală cu 180 de grade minus suma măsurilor celorlalte două unghiuri, adică B. În continuare, ne uităm în triunghiul AD2B. În acesta cunoaștem măsura unghiului D2AB, care este beta, iar măsura unghiului D2BA este măsura unghiului B minus beta, pe care o să-l notăm B minus beta. Atunci, măsura unghiului AD2B va fi 180 de grade minus suma măsurilor celor două unghiuri. Suma măsurilor celor două unghiuri este beta plus B minus beta, care este egal cu B. Deci măsura unghiului AD2B este de 180 de grade minus B. De ce ne ajută aceste rezultate? Pentru că dacă ne întoarcem acum atenția din nou la patrulaterul nostru ABD1D2, observăm că unghiul format de diagonala BD2 cu latura AD2 este 180 de grade minus beta. Iar unghiul format de diagonala AD1 cu latura D1B este de asemenea 180 de grade minus B. Adică, în acest patrulater, unghiul format de o diagonală cu o latură este egal cu unghiul format de cealaltă diagonală cu latura opusă, care este o proprietate care ne spune că acest patrulater este inscriptibil. Tot ceea ce am discutat aici trebuie să ne și notăm în demonstrație. Deci ceea ce am făcut este că am notat măsura unghiului A1AB și măsura unghiului B1BC cu alfa. De asemenea, am notat măsura unghiului A2AB și măsura unghiului B2 BC
cu beta, știind că unghiurile sunt congruente, deci au măsuri egale. Dacă măsura unghiului A1AB este alfa și măsura unghiului B1BC este alfa, înseamnă că măsura unghiului B1BA este egal cu măsura unghiului B minus alfa. Atunci, în triunghiul AD1B, măsura unghiului AD1B este egal cu 180 de grade minus suma măsurilor celorlalte două unghiuri, care erau B minus alfa plus alfa. Este egal cu minus alfa plus alfa se reduc, deci este 180 de grade minus alfa. Aceasta este măsura unghiului AD1B. În mod analog, și așa voi și scrie, analog, am stabilit că măsura unghiului AD2B este egal cu 180 de grade minus alfa. Deci, unghiul format de o diagonală cu o latură este congruent cu unghiul format de cealaltă diagonală cu cealaltă latură, de unde ne rezultă că patrulaterul AB D1D2 este un patrulater inscriptibil. Dacă patrulaterul este inscriptibil, atunci ne rezultă că punctele AB D1 și respectiv D2 sunt conciclice. În continuare, pentru a avea o satisfacție în urma demonstrației pe care am efectuat-o, dacă tot am văzut că punctele sunt conciclice, atunci folosind GeoGebra să vedem și cercul căruia aparțin cele patru puncte. Iată și cercul care trece prin punctele A, B, D1 și D2. Nu conta natura triunghiului nostru, situația este aceeași, deci cele patru puncte sunt puncte conciclice și o să povestim chiar puțin mai mult. Ce se întâmpla, de exemplu, dacă în loc să alegem puncte pe laturile AC și BC, astfel încât aceste perechi de unghiuri să fie congruente, alegeam puncte pe laturile AC, BC și AB. Deci ne-am mai construit, iată, încă două drepte, dar ne interesează doar ceea ce se întâmplă în interiorul triunghiului. Așa, cele două puncte le vom nota C1 și C2, punctele care aparțin laturii AB, astfel încât și unghiul AC, C1 să aibă aceeași măsură alfa, iar AC, C2 să aibă aceeași măsură beta. Intersecțiile dintre CC1, CC2 și AA1, AA2 le vom nota cu E1 și respectiv E2 și apoi vom nota celelalte două intersecții care ne interesează. Acum, punctele A, E1, E2 și C, la fel ca și punctele A, B, D1 și D2, vor fi puncte conciclice, ele respectând aceleași condiții ale problemei ca și punctele AB D1 și D2. Iar dacă am notat cu F1 și F2 intersecțiile dintre BB1, BB2 cu respectiv CC1 și CC2, înseamnă că și CF1, F2 și B sunt puncte conciclice. Să vedem acest lucru. Iată cele trei cercuri care conțin cele trei seturi de puncte conciclice, lucru care nu se schimbă indiferent de natura triunghiului pe care îl avem. Și acum, eventual, pentru a vedea lucrurile un pic mai limpede, vom elimina din imagine dreptele care au dus la punctele de intersecție și rămânem doar cu triunghiul și cu aceste cercuri frumoase, despre care probabil că ați mai observat ceva. Și da, este adevărat, cele trei cercuri
au un punct comun pe care l-am notat cu P. Ce însemnătate are acest punct P? Să luăm din nou imaginea cu cele trei cercuri, le-am colorat, unul roșu, unul albastru, unul verde. Să începem cu cercul roșu. Faptul că P aparține cercului roșu înseamnă că are aceeași proprietate ca și punctele E1 și E2 care aparțin cercului roșu. Și anume, care era această proprietate? Faptul că unghiul PAB este congruent cu unghiul PCA. În continuare, P aparține cercului albastru, pe care se află și punctele F1 și F2, care erau intersecțiile dreptelor BB1 și BB2 cu dreptele CC1 și CC2, adică punctul P are aceeași proprietate ca punctele F1 și F2, și anume faptul că unghiul PCA este congruent cu unghiul PBC. Cu alte cuvinte, P este un punct în interiorul triunghiului, astfel încât unghiurile PAB, PCA și PBC sunt congruente. Și dacă eliminăm și cercurile din imagine, atunci esența problemei devine mai clară. Acest punct P este un punct remarcabil în geometria triunghiului și se numește punctul lui Brocard. Desigur, după numele matematicianului care l-a descoperit. În orice triunghi există exact două astfel de puncte, numite punctele lui Brocard, despre care puteți citi mai multe dacă sunteți interesați pe site-urile de specialitate. Mult succes în continuare!